Bună ziua, domnule președinte. Îmi pare rău că trebuie nu avem un interviu față în față, ci la o distanță. O întrebare personală. Dumneavoastră aveți SPP în continuare? Da. Am protecție totală. Cum păstrați distanța față de SPP? N-ar vrea să intru în detaliile SPP-ului, numai că Ei sunt absolut izolați în unitate, nu se întâlnesc, nu au acasă unde dorm, s-au verificat să nu aibă coronavirus și din acel moment, din momentul în care au fost verificați, nu mai fac decât drumul acasă. Seara, noaptea, târziu, când plec eu acasă, sau când mă culc eu, dimineață își iau pistolul de la poartă, nu intră în unitate, le-a organizat acolo luarea armamentului, ce armament au și cei de pe escortă și ce, și vin direct la mine, care, de la instituirea măsurilor, nu m-am întâlnit decât cu ei și cu șefa de cabinet și soția, atât. Ei sunt testați, deci nu pot să vă infecteze pe dumneavoastră un... Nici ei pe mine, nici eu pe ei. Da. Deci eu am făcut 3 teste până acum, unul de la rapid și 2, unul pe data de 1 și unul pe data de 15. Și atâta timp cât eu nu am nimic, nici ei n-au nimic. Pot să pun o întrebare răutăcioasă? Ați avut pile ca să faceți teste? N-am avut pile, pur și simplu am cerut și a trebuit să țină cont de ce cer. Am înțeles. Deci foștii președinți au dreptul la teste, ca să zic așa. Au dreptul la control medical, anual. Așa e, aveți dreptate. Și prin lege. Familia ce face? Vă pot spune că a fost cea mai parcă și dramatică și încărcată de niște sentimente așa care s-au răscolit și ai descoperit că le ai în tine. Știi, să, când toată noaptea de înviere am fost numai eu cu soția, fetele fiecare la casa ei cu copiii, era așa ceva foarte ciudat, în același timp cu o încărcătură extraordinară, știi, parcă niciodată n-am simțit așa nici existența familiei în sufletul meu, nici a bisericii. Parcă i-am dus dorul. Parcă a câștigat o valență în sufletul meu biserica și m-a impresionat și corectitudinea până la urmă pe care a avut-o toată Biserica Ortodoxă Română. Au ținut slujba fără să cheme enoriașii la slujbă, ceea ce este extraordinar. Au venit cu lumină la dumneavoastră? Da, am primit lumină de la un voluntar care a ajuns pe acolo. Au ajuns în zona aia? Era ofițerul de la poartă care era de serviciu și a spus, m-a sunat domnul președinte, este cineva, dacă vreți să luați lumină sau o iau eu și vă dau dumneavoastră, zic, stai mă, că mă cobor eu și o iau. Erau 2 fete. I-ați dat și ofițerului lumină? Și-a luat singur. Era cu lumânarea pregătită. Când am ajuns eu, avea lumânarea aprinsă. Da. Apropo de biserică, tocmai astăzi s-a evit o controversă. Politicieni useriști au criticat faptul că Pimen a fost adus cu elicopterul la București și nu a fost tratat în mod obișnuit. Nu asta ce părere aveți? USR-ul reușește să dea cu bâta în baltă de câte ori e cazul. Eu eram elev și făcând școala la Bacău, liceul la Bacău, se organizau excursii de-astea, la Piatra Neamț, în zona Neamțului, la mănăstiri, dar și la mănăstirile din Bucovina.
N-o să uit cât o-i trăi pe Pimen la Putna. Pimen ne explica cum Maria sa Ștefan ne-a apărat și mort pentru că n-au putut trece de mormântul lui Ștefan când au stabilit raptul bucovinean, raptul moldovenesc. Le-au luat Basarabia de la România, dar n-au luat-o până la Carpați pentru că Maria sa Ștefan ne-a apărat și mort. Asta ne spunea Pimen în anii când eu eram în liceu, în anii 70, în anii 60. Deci a fost un om care n-a ezitat să spună ce era de spus în vremuri de restriște. Deci l-aș fi dus nu cu elicopterul, cu avion prezidențial dacă exista. Dădeam avionul prezidențial să-l aducă pe Pimen să se încerce salvarea lui. E în vârstă, dar e un om al lui Dumnezeu. Poate îl ajută să scape. Aș vrea să avem satisfacția de a afla că Pimen a revenit la slujit. Domnule președinte, am aici un serios, mi-am făcut întrebările ca să nu cumva să mă abat de la... Să nu mă furați dumneavoastră cu istorisirile și să uit o întrebare importantă. Spuneți-mi, chiar din 27 februarie, vedeți că am un dosar cu dumneavoastră, cred că nu sunt singurul care vă face dosare, dumneavoastră ați fost adeptul, chiar în 27 februarie, trageați atenția că trebuie luate măsuri grabnice. Așa e. De ce spuneați atunci? Vreți să repetați? Dumneavoastră din 27 februarie. Asta am auzit întrebarea. Întrebarea este de ce nu au luat ai noștri măsuri atunci? Din necunoaștere, domnul Cristoiu. Eu am trecut în viață prin carantină și prin mers în zone de epidemie. Mă trimitea armatorul, trebuia să mă duc să încarc pe acolo. Armatorul știa foarte bine unde mă trimite și știa foarte bine și unde descarc. Și când încărcam în zonă de epidemie, ajungeam la portul de descărcare și nu eram cu o navă de asta. Nava avea 1.000.000 de barili de țiței în ea. Vă dați seama ce valoare, mai ales în vremuri când de la o zi la alta țopăia prețul barilului cu $5. Ba era 120, ba era 108, ba... În vremurile alea, eu am stat în carantină 20 de zile de nu m-am văzut. E obligația statului să se protejeze de epidemii. Și venind din zonă de epidemie, era nu știu ce holeră, ce Dumnezeu avea voia. Și când am ajuns în portul de descărcare, am stat, bine mersi, 20 de zile, până când mi s-a făcut după 20 de zile control la tot echipajul, s-a constatat că e sănătos și am tras la încărcare pe urmă. Sau vă dau alt tip de exemplu, mult mai, aș spune, dureros. Plecai cu echipajul din Constanța și când ajungeai la Suez, constatai că unul are gripă. Păi primul lucru pe care îl ordona comandantul era izolarea lui. Izolarea lui și a celor cu care a făcut cart. Erau trei pe care dintr-o dată îi băgai în izolare. În care, până când asistentul medical sau doctorul, depinde ce aveai la bord la voiajul respectiv, îți spunea că e sănătos, nu-i dădeai drumul, nu ieșea omul ăla 15 zile, 8 zile, 14 zile, până se făcea sănătos. Pentru că dacă nu în două zile, îți îmbolnăvea de gripă tot echipajul, nu mai aveai cu cine face cart. Deci le-am trăit și știu că primul lucru pe care trebuie să-l faci în situație de boală molipsitoare este izolarea. Am avut odată unul, se întâmplă, știți, a făcut oreon, un om de 40 ceva de ani. A trebuit să-l izolez, pentru că și ăsta e molipsitor, sau așa știam eu. Acolo n-ai mari specialiști la bordul navei,
ai comandantul secundul care ce-au reținut din școală, aia e dacă n-ai cadru medical la bord. Și am reținut eu că Orionul ăsta e molipsitor. I-am băgat tot cartul până s-a făcut ăsta bine de Orion. Au stat ei la doi, n-au avut nimic din cart, dar i-am băgat la izolare. E soluție elementară. Vrei să nu ți se extindă pandemia? Cât de repede îl bag? Ce însemna să am atâta minte ca și comandant de navă să spun, mai lasă-l bă vreo trei zile, că poate se face bine pe picioarele lui, știi? Mă pricopseam de în trei zile, aveam jumătate din echipaj terminat. Recapitulând poziția noastră încă de pe 27 februarie, noastră ați fost adeptul unor măsuri cât mai dure. Chiar de pe 27, dure și nu graduale. De ce nu graduale? Păi îmbolnăvirea nu e graduală. Când ai luat virusul, l-ai luat. Nu îl iei puțin. Îl iei de tot când îl iei. Ori îl iei, ori nu îl iei. Și când l-ai luat, virusul își face de cap. Te duce până la... De asta m-am ținut de ei. Închideți școlile, trimiteți copiii acasă. Nu... Și slavă Domnului că au mai ascultat. Până la urmă au închiriat și niște hoteluri să facă carantină. Și-au dat seama ușor, ușor, dar trebuia să le spună cineva public. Dar o măsură extraordinară pe care au luat-o doctorii noștri a fost clasificarea spitalului. Spitalele de primă linie pe care le-au dedicat numai luptei cu coronavirusul au evacuat ceilalți bolnavi, i-au dus în alte spitale, nu cum au făcut italienii, spanioli care au tratat coronavirusul în orice spital. Unde era, aveau locuri, acolo intri, că e în zona de jurisdicție, știi? Ceea ce le-a creat multe probleme. La noi a fost o minte care a avut forța să impună ideea de a muta. Gândiți-vă câte mii de bolnavi au fost mutați din spitalele de primă linie în spitalele generaliste. Pe 27 februarie dumneavoastră semnalați nevoia stării de urgență. Pe 26, pe Facebook, președintele scria că e numai o gripă ușoară. Știa că nu e, că e periculos și a scris din adins greșit sau a fost dezinformat de... Nu, de eu o să vă spun... ce spunea președintele pe 26 februarie era, dar eram în martie, atenție, în luna, pe 11 martie, vă dau citat din președintele nostru. Dacă vă uitați la televizor și vedeți politicieni care dau sfaturi la toată lumea și le știu pe toate, eu vă sfătuiesc, schimbați canalul. Asta ca să... demitizez un pic boala, fiindcă am citit câteva articole ieri unde se vorbește despre un virus ucigaș într-o manieră foarte apocaliptică. Deci pe 11 martie șeful statului român credea că e o glumă. În martie, domnul Cristoiu, când pandemia începuse în decembrie în China. Și vă dau un element pe care nu l-au spus mulți sau nu s-a spus deloc. În luna ianuarie, Comisia Europeană a contactat toate statele membre și a spus, dacă va fi o pandemie cu acest virus, sunteți pregătiți? Niciun stat n-a spus, nu sunt, toți au fost pregătiți și aroganți față de, hai, lăsați-ne cu China, aici e Europa, știm ce avem de făcut. Deci nici măcar n-au trimis oameni. Deși OMS începuse să mă atenționeze, dar a întârziat mult și Organizația Mondială a Sănătății, n-au trimis măcar la chinezi, bă, fraților, spuneți-ne și nouă ce e cu răceala asta de la care mor oameni. Sau ce n-au observat. Deci veți vedea că sunt foarte multe țări în care pandemia a început de la cetățeni chinezi veniți în vizită. Deci, deși aveau orașele tixite cu chinezi și Italia, pentru că și chinezii au devenit mari amatori de turism în Europa, și Italia, și Spania, și Franța, erau tixite de vizitatori chinezi, mai mult decât atât, primii semnalați a fi îmbolnăviți au fost chinezi și în Franța, și în Italia, și în Germania.
și totuși n-a sesizat nimeni că odată cu turiștii ne-a venit și pandemia, a sosit în Europa așa, cu avioanele de cursă lungă. Deci, extrem de neglijent a fost tratată problema. Bun, am rămas cu toții surprinși că au tratat ai noștri, nu ne-a mirat, dar totuși mari lideri ai lumii n-au luat în serios. De ce n-au luat în serios? Este firea umană care nu crede că așa ce poate întâmpla sau au fost aroganți față de realitate? E o mare întrebare. În primul rând, fiind de la chinezi, au luat-o așa, mai în glumă. În al doilea rând, n-au avut capacitatea să înțeleagă. Aduceți-vă aminte că la noi ne spunea un mare specialist, venea la televizor și spunea, vedeți unde e China, de la China, uitând că vin chinezi din Wuhan, deci doi chinezi din Wuhan au pornit pandemia și în Franța și în Germania. Că vin chinezi din Wuhan, nu trebuie să vină virusul, îl aduc chinezii. Da. Adică o lipsă de capacitate de a vedea, domnul Cristoiu. Asta vă e permisă vouă, ziariștilor, care trăiți flacăra din fiecare zi. Un om politic n-are voie să nu gândească și dacă totuși infecția asta e adusă de turiști, nu de vânt. Cum a și fost adusă de turiștii chinezi, a fost adusă în Europa. Apropo de turiștii chinezi, mă înșel eu sau parcă se schițează așa după încheierea crizei de sănătate, un război mediatic Occident-China în chestiunea coronavirus? Din păcate, da. El deja a început, acest război mediatic, se încearcă aruncarea responsabilității pe chinezi, care chipurile n-ar fi dat toate informațiile la timp, că au ținut ascunse informații. Acum, știm toți obiceiurile statului comunist chinez, care are obiceiurile lui, dar întrebarea mea este, i-a întrebat cineva? Bun, să spunem că ei n-au dat de la început toate informațiile, cât e de periculos pentru plămâni acest virus. Dar i-a întrebat cineva? A trimis cineva din Uniunea Europeană, vreun șef de guvern, a spus, a pus mâna pe telefon să vorbească cu premierul chinez, să-i spună, mă, omule, trimit și eu 5 savanți de-ai mei să vedem cum e cu virusul ăsta, că o să ajungă în Europa, să ne pregătim, să nu avem problemele pe care le aveți voi. N-a făcut-o nimeni, dimpotrivă, au tratat cu aroganță și evoluția cazurilor în China și evoluția științifică, adică ce au descoperit chinezii. Spre exemplu, a trebuit să ne spună chinezii, băi, năucilor, vedeți că ați spus pe la televizoarele voastre în Europa să nu se poarte mască, că nu-i nevoie. Puneți masca, pentru că va ajunge virusul drept în gât, dacă n-aveți mască, sau mă acoperiți și nasul, că va ajunge direct în plămâni. Deci a trebuit să ne spună chinezii. Când ne-au spus ei, asta e, nu poți să ceri chinezul să fie la fel de guraliv ca italienii, știi? Apropo de mască, fac așa o paranteză, vă plac femeile cu mască? De ce nu, domnul? Sunt misterioase. Sunteți primul bărbat pe care l-am avut. Care e treaba, domnul Cristoiu? La tinerii neexperimentați vor să vadă femeile gata goale. Am înțeles. Da, corect, asta așa este. Asta e pentru adolescenți. Da, am întrebat foarte interlocutoare, că am avut multe interviuri și nu prea erau dispuse să poartă mască. De ce poartă? Fetele noastre poartă? Poartă, sigur că poartă. Nu sunt, am înțeles că nu sunt cu dumneavoastră, sunt numai cu soția, cu doamna. Numai cu soția, ele sunt fiecare la casa ei, nu s-au văzut nici ele. Cineți dumneavoastră? Nu v-ați mai văzut nepoțelele? Nu mi-am mai văzut nepoțelele de o lună, mai puțin pe Sofia, care doarme la noi din când în când.
asta este o știre. Spuneți-mi, în momentul în care Klaus Iohannis și polemiza, că cam cu domnul se polemiza că trebuie stare de urgență, era și el naiv sau mai juca încă acel teatru al anticipatelor? Era atât de, el a fost atât de cucerit de ideea asta anticipatelor, încât nu auzea și nu vedea nimic. Marea problemă este că așa ceva nu-i posibil la un șef de stat să aibă o atenție unidirecțională. Un șef de stat trebuie să fie capabil să ia mai multe elemente, să schimbe rapid prioritățile când constată că nu mai sunt cele pe care le-a avut până atunci. Domnule președinte, clasa politică, partidele, liderii au intrat într-un fel în această criză. Credeți că această criză, poate și adăugată și criza economică, va schimba raportul de forțe electoral, adică va aduce schimbări pe scena politică sau va rămâne aceeași situație dinainte de criză, când dreapta PNL și dreapta noastră erați pe cai mari? Caii s-au făcut mici acum. Da. S-au făcut da. Catări, știi, acum. Da, corect. Dar tot a rămas un căluț acolo. Deci, liberalii vor fi erodați de această pandemie pe care au gestionat-o prost, în sensul că au avut un avans de o lună față de Franța, Spania și Italia și i-a prins nepregătit. Nu-i permis când ai un avans de o lună să te prindă cu personalul medical fără echipament de protecție, de aia acum 1200 de medici și asistente medicale scoase din dispozitivul de luptă împotriva acestei pandemii. Deci, cred că vor pierde consistent, dar nu atât de mult încât să cadă sub PSD. Cred că vor rămâne primul partid, dar trebuie uitat un scor care să înceapă cu 4. Să zică boda proste dacă va începe cu 3. Vă-ți consultați pe o legătură cu alegerile? Adică credeți că vor mai avea loc anul acesta? Nu vor avea loc? Cum? Cred că localele vor avea loc anul acesta și în mod normal ar trebui să facă ceva, să se țină și legislativele undeva în decembrie, noiembrie-decembrie. Dacă nu, nu, vor fi la anul. Dar în mod normal ar trebui să le împacheteze undeva către sfârșitul anului, adică în toamnă localele și la începutul iernii legislative. Domnul președinte a apărut în ultimul timp la ora 2 și o singură dată pe zi. Dumneavoastră, când ați apărut și de câte ori? Îmi păstram ora 19 seara. 19. De ce o fi ales 2? Nu înțeleg. La 19 am înțeles, era prime time. Eu aveam, dădeam ora exactă la ora 19. Dar el de ce a ales? Că nu ați vă pricepeți la greu de spus. Nu, a vrut, pentru că este clar că mesajul este preluat la știrile de seară, dar cu ieșind atât de devreme, a acoperit și după amiaza, că n-a putut face nimeni abstracție de mesajul de la ora 12 al președintelui. Da, spuneți-mi, analizând modul de prestație a președintelui noastră, cum o caracterizați? Adică, Cristoiu, suntem firi diferite. Eu aș fi lăsat, nu mă limitam la simplă declarație, lăsam să vorbesc cu ziariștii, să le spun ce știu, pentru că aici cheia este cu cât faci o poză mai amplă și mai completă realității, cu atât oamenii vor ști să ferească mai bine. Simplu enunț și cu degetul către telespectator, să nu ieșiți că muriți, mi se pare că nu-i chiar mesajul potrivit pentru un președinte, dar mă rog, o fi și ăsta. Eu stăteam și explicam după declarația de presă, lăsam măcar 5, 6, 10 întrebări, fiind vorba de un fenomen atât de amplu,
pe care președintele oricum îl știe, nefiind doctor, dar este clar că portofoliul de informații este atât de mare încât are de unde alege ce să spună public și ce nu, dacă nu-i cazul. Domnule președinte, în decret, al doilea decret, există acolo unde se dau condițiile care duc la anumite măsuri. E o frază aproape, o știu pe de rost și chiar vreau să mă întreb pe dumneavoastră, că dumneavoastră vă dați seama imediat pe ce e vorba. La un moment dat, domnul președinte spune, având în vedere că e nevoie de menținerea capacității forțelor de ordine, în vederea, pentru a preîntâmpina unele, spun, acțiuni care publice, care ar pune la îndoială ordinea democratică. Așa era. Ce se referea, că eu tot n-am înțeles? Președintele a rămas sub impresia poveștii din 10 august, da? Piața Victoriei, da, 10, da, august, acum 2 ani, nu? Da. Când songul m-a cântat pentru a justifica intervenția jandarmilor, songul cântat de PSD a fost "Vreau să dea lovitură de stat". A fost o șmecherie care a învățat-o și președintele. Și atunci a transpus-o în alt mod, pentru că a constatat că atunci unii au crezut. Și atunci a transferat-o și aici și a spus prin învăluire că dacă vor fi cumva mișcări de mase, ele vor fi pentru că ar vrea să răstoarne ordinea de drept și pe domnia sa de la Cotroceni. Cred că nu am altă explicație pentru această frază. Era o afirmație foarte gravă, domnule președinte. A fost o frază preventivă. Să aibă de ce se agăța într-o eventuală explicație mai târziu. Avea cumva informații de la SRI, de la servicii, că ar fi posibile asemenea mișcări, tulburări publice? Nu cred. Eu sunt un om care din instinct simte tensiunea publică. Nu era un curent îndreptat împotriva domniei sale sau a guvernului, un curent atât de puternic care să justifice să ții măsuri preventive că s-ar putea cineva să vrea să schimbe ordinea constituțională în țară. Însă cine știe cine i-a băgat în cap? Dar nu credeți că dânsul a scris decretul ăla? Dânsul l-a semnat. Nici nu știu dacă a avut răbdare să-l înțeleagă. L-a semnat și gata, că-s destui chibiți de ăștia în jur care să facă un decret, cum spune, beton, domn președinte. V-am făcut un decret beton, semnați-l. Asta este, nu știam că este beton. Spuneți-mi, domnule președinte, astăzi domnul Klaus Iohannis a ieșit, părea mai relaxat, adică nu mi s-a părut că mai citește pe prompter. V-a mirat faptul că în sfârșit a dat și odată a ieșit din criză? Cred că am făcut cea mai mare prostie din data ieșirii din criză. Nici România, nici Europa nu vor ieși din criză la sfârșitul lui mai. De ce? Cel puțin România va avea o mare problemă. Uite, trebuie să vă spun că am un material scris de 2 zile și nu-l pun. Un material pe care mi l-a inspirat noaptea de Paște. Nu-l pun încă, m-am zis, hai să treacă și a treia zi de Paște, știi, să-l pun. Este un material foarte dur. Este o viziune despre viitor, știi, adică ok, o să facem 5G, o să facem inteligența artificială, o să facem ca trenul să meargă la fel de repede ca avionul, multe o să facem, dar vom avea pandemii. Și spun eu, la un moment dat, acest virus a vrut plămânii. Nu știm ce va vrea virusul următor. Poate va vrea rinichii, poate va vrea inima, poate va vrea ficatul. Nu știm ce va vrea, care va fi foamea următorului virus. Și trag niște concluzii că trebuie să ne pregătim pentru cei mai rău din punct de vedere al relației noastre cu natura. Pe de altă parte,
toată construcția viitorului, spun eu, dincolo de cuceririle astea extraordinare, trebuie să fie bazată pe trauma acestei pandemii, care va fi accentuată, și traumele viitoare, adică neputința noastră de a face ceva la un virus care, fără să-l întrebe nimeni, fără să-l cheme nimeni, a plecat dintre animale și, hop, între oameni. Nu ne va întreba nici virusul următor și, spre exemplu, spuneam de ce va fi accentuată această traumă, pentru că cel puțin noi am fost ticăloși. De dragul de a spune, la noi au fost mai puține victime, noi am lăsat să moară oamenii în casă, pentru că am făcut foarte puține teste în raport cu nevoile. Am preferat să facem foarte puține teste, ceea ce înseamnă că foarte mult la unii ați observat că moartea e foarte rapidă, se sufocă pur și simplu, s-a terminat. Mulți au murit în casă neștiuți de nimeni. Marea problemă însă, sau a doua mare problemă, este la fel de ticăloasă și imorală din punct de vedere al statului. Nefăcând testări, nu depistezi pe cei pe care, la care boala nu se vede, nu-l doare capul, nu are nimic. Asimptomaticii. Nu-i depistezi. Și chiar domnul Iohannis ne spunea că va relaxa măsurile. Foarte bine. Asimptomaticii vor fi acolo, prezenți, convinși că sunt sănătoși, vor merge la birou, vor merge în familie, vor merge la rude, vor merge la prieteni, vor merge în societate, vor merge la film, vor merge cu trenul, vor merge cu tramvai. Vor infecta oameni. Vom avea al doilea val, pornit de la asimptomatici, pentru că statul român, ca să poată spune ceea ce începuse să spună, dar văd că s-au domolit în ultimele două zile, că s-a îngroșat gluma, vedeți, pentru că am făcut atât de bine, am avut puțini morți. Numai că s-au înmulțit și în condițiile în care se fac puține teste. Multe teste ne dădeau o șansă, dădeau medicilor o șansă să descopere asimptomaticii și să-i trateze înainte să-i lanseze liber în societate. Deci cred că s-a făcut o mare greșeală aici și se pare că nu vor să o repare. Ar putea să o repare lansând un program major de testare a populației, ceea ce i-ar ajuta foarte mult și să depisteze numărul real de focare de coronavirus, ceea ce le-ar permite să ia decizii adaptate la realitate. Uite, aici pot să pornesc întreprinderile, aici nu pot, că e densitatea de îmbolnăviți foarte mare. Dar aici, unde, uite, nu mai e nimic, e curat locul, aș putea să pornesc două, trei întreprinderi, câte sunt acolo. Dumneavoastră, e interesant, trăiți un semnal de alarmă potrivit căruia netestarea va face ca atunci când vor începe categoric, să avem un al doilea val. Pentru că vor fi liberi cei care n-au... Asimptomaticii. Corect. Asimptomaticii care ei înșiși nu știu, ei n-au nicio vină. Numai că asimptomaticul ce va ajunge la birou, va pleca bine mersi fericit de la birou și peste două săptămâni, iar colegii lui vor fi în spital. Da, vorbeați din tonul acestui material... care înțeleg că o să-l și publicat, dar oricum l-ați anunțat, am rămas surprins. Vreau sunteți un om optimist. De data aceasta, cum de sunteți așa de pesimist privind viitorul? Nu al nostru, al omenirii. De ce? Nu sunt deloc pesimist, ci trag un semnal de alarmă și cer măsuri la nivelul Europei. Pentru că după ce prefigurez ce se va întâmpla, din punct de vedere al pandemiilor, care ciclic se vor repeta, dar nu vom ști ce organ va vrea să pape nou virus. Și aici o altă discuție, că trebuie să trecem la confecționa piese de schimb pentru oameni. Dar asta e altă discuție. E
nu e deloc pesimistă, ci face o poză, o realitate la care îi îndemnă în primul rând pe oamenii politici să s-o discute, să o concluzioneze și apelul este cu soluții, nu e un simplu apel idiot, știi de asta, să omorăm virusul. Nu, e un apel, am făcut o analiză la ce s-a întâmplat în Europa, cum au acționat statele fiecare de capul lui, de ce, ce au făcut, care au fost greșelile, unde au fost lipsa de profesionalism și spun și acum, ca să nu murim tot atâția și ca să diminuăm impactul unui virus pe care nu-l vom putea neutraliza de la bun început, uite, sunt de făcut câteva lucruri. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Toate lucrurile astea sunt scrise. Nu asta mă sperie. Mă sperie prima parte. Pentru că nu cred că populația e pregătită să afle de la mine că vor mai fi pandemii și că nu știm ce vor vrea virusii următori. Tot plămânii, ficatul, inima, ce vă spuneam mai înainte. Eu aș veni să spune, domnule președinte, că ascultam într-o seară, era o înregistrare la Radio România Actualități, dar era înregistrare și discutau despre cum vom coloniza noi planeta Marte. Nu ați rămas șocat că noi, care omul care vrea să colonizeze planeta Marte, e biruit un virus? Nu, nu m-a șocat deloc. Uite, vă dau materialul acesta, intră în șină. Noi ne-am obișnuit să tratăm această pandemie ca pe o chestie, păi au fost, uite, sunt atâția îmbolnăviți, sunt atâția spitalizați, sunt atâția la reanimare, sunt atâția morți, sunt atâția făcuți bine. Și din când în când se mai augmentează informația cu sunt atâția în șomaj. Asta e. Dar s-a întrebat cineva ce s-a întâmplat în colectivitățile militare? Ce sens? Păi uite în ce sens. Portavionul nuclear Roosevelt a cerut să-și întrerupă misiunea pentru că are echipajul făcut zob de coronavirus. Iar Pentagonul i-a spus nu. El, portavionul aflându-se în Oceanul Indian, în misiune de patrulare. Gata să intervină oriunde este nevoie. Are la bord 4.000 de oameni, ca orice portavion american, din care 2.000 de pușcași marini gata să debarce oriunde li se ordonă, câteva sute de piloți ca să poată să țină avioanele 24 din 24 în aer cu alimentare și iar în aer, și echipajul gigantic al portavionului. Acest portavion a cerut să-și întrerupă misiunea să fie chemat în țară. Pentagonul i-a spus nu. Rămâi acolo, îți trimitem doctori și medicamente. Nu știu cât vor reuși, numai că în ce condiții a spus Pentagonul ăsta. În condițiile în care în ultima lună a retras 6 portavioane nucleare, toate le-a retras pe coasta de est și le-a băgat chipurile în reparații. Eu cred că echipajele sunt puternic afectate pentru că nu pot crede că planificatorii marine americane au planificat să bage 6 portavioane nucleare în reparații toate în șantiere de pe coasta de est. S-a întâmplat ce nu s-a întâmplat niciodată de când America are portavioane. În momentul de față, Statele Unite nu au niciun portavion în Oceanul Atlantic în misiune de patrulare. Au doar 4 portavioane operaționale din 11. Iar 6 sunt făcute buluc în câteva zile chemate în șantiere de pe coasta de est. Cu certitudine este vorba de echipaje decimate. Iar la cel de-al 7-lea, Pentagonul a spus rămâi acolo că nu putem, nu mă trimitem medici și medicamente să încercăm să tratăm echipajul la bord. Deci efectul militar este cumplit. Cu toate acestea, paradoxal, știi?
Statele Unite tot rămân cea mai mare putere maritimă a lumii, că ai China care are un portavion cu propulsie diesel, un portavion de, pe care ia 30 de avioane. Rusia are un singur portavion și ăla, știți foarte bine că nu nimerește Bosforul, de multe ori nu ochește zdrâmtoarea. Iar Italia are două portavioane. Cred că Italia substituie portavioanele americane din Atlantic în momentul de față. Domnule președinte, revin. Aici suntem, mă adresez filozofului nostru. Încă o dată. Cum se face că acest cuceritor al cosmosului, omul, cum spunea Maia Costi, ce mândru sunt acest cuvânt, a fost îngenunchiat de un virus? Simplu, maestre. Omul a fost foarte ingrat cu natura. Și natura a reacționat și ea. Nu în favoarea pământenilor care au schilodit-o, ci și-a găsit și ea act de cojocul omului. Până la urmă, nu poți să te aștepți ca natura, și eu vă spun ca un om care 12 ani s-a înfruntat cu natura, când mai bine, când mai rău, dar m-a înfruntat. Marea, oceanul, natura nu este o chestiune pe care o desenezi și o pui pe perete și așa rămâne. Natura se schimbă și ea. Și la câtă otravă a turnat lumea, omenirea în natură, otrava asta are și ea rezultatele ei, printre care niște viruși, pentru care nu există antidot la momentul la care apar și până când apar, fac ce vedeți. Ăsta nu e atât de periculos, să spunem, deși e groaznic că îți sufocă omul. Până la urmă, dacă ar fi circulat mașinile, probabil că aveam un număr de morți apropiați la nivel global. Știi? Da, problema este că numărul de morți din accidente auto poți să-l stopezi, oprești traficul. Dar pe ăsta nu poți să-l oprești. Accidentele auto, morții din accidentele auto nu afectează portavioanele Statelor Unite. Nici submarinele nucleare ale Statelor Unite și ale Rusiei. Nici sistemele de comandă a unităților americane. Probabil știți, am o informație, nu-i verificată, dar până mâine o să știu. Se pare că Statele Unite au trecut la executarea comenzii militare din adăposturile de război, pentru a proteja ofițerii de operații, ofițerii de stat major, de o eventuală îmbolnăvire. Deci ca să conchidem, da, interes, e formidabilă viziunea asta. Mama natură ne-a pus la punct. Da. Prea ne credeam mari, nu-i așa? Noi oameni. Nu, credeam că o putem domina și asta eu am învățat în 12 ani pe mare că cu natura poți să te înțelegi, dar nu s-o domini. Da. Și dacă îi faci rău, rău vei primi. Adică dacă eu mi-aș fi pus mintea cu valul de 16 metri înălțime să zic, bă, nava asta are 300 de metri, eu intru drept în val, nu iau drum de capă. Păi m-ar fi prins pe două valuri cu nava aia de 300 de metri și se rupea vergeaua de oțel de la mijloc, știi? Așa am luat drum de capă, am înțeles că e supărat. Da, deci asta se trage... E o traducere în stilul meu, da, sau din meseria mea, dar natura trebuie menajată cât poți. Coborând din planul acesta filozofic, planetar, în planul pământesc, românesc, spuneți-mi, deci, apropo de declarația președintelui că de pe 12 mai încep parțial măsurile de relaxare. Nu ați să sunteți împotriva acestor măsuri? De pe da, categoric, da. Categoric, da. Până când nu depistăm, nu reducem numărul de asimptomatici, este o crimă să relaxez măsurile. N-am putut să-i depistăm până acum din N motive, că n-am vrut, că asta a fost strategia, că ăsta, deși
recomandarea OMS-ului este testați exact de asta, ca să descopere asimptomatice. N-am făcut-o, foarte rău că n-am făcut-o, dar să nu facem mai rău, ci să relaxăm măsurile înainte să rezolvăm problema. De testări. Deci vreau să puneți o condiție exact, că fără aceste testări la noi... Este o crimă să relaxezi măsurile. Da, e foarte important această precizare, că altfel, deci vreau să spuneți că ar trebui făcute numai pe bază de test, după ce sunt testări. Atunci am ști așa este. Pe ce realitate... Domnul Cristoiu, dacă aș testa, spre exemplu, 10% din populație, dumne, aș avea elementele să fac o analiză. Pe 10% din populație înseamnă 2 milioane de oameni să-i testez, nu 40 de mii, știi? 2 milioane de oameni. I-am testat. Asta îmi arată o structură a îmbolnăvirii. Văd câți asimptomatici sunt în 2 milioane, în 10%. Păi sunt 5, dacă 5 nu merită să țin restricțiile în continuare. Păi în 2 milioane sunt 80 de mii. Aha! Fac un chimar, spun, băieți, rămânem așa și trecem, testăm în continuare, pentru că dacă am 80 de mii de asimptomatici în 2 milioane și eu cred că România are 80 de mii de asimptomatici în 2 milioane, voi avea singur, generez un al doilea val al îmbolnăvirilor. De ce credeți? Dar asta e valabil pentru toată Europa, mai. Corect. De ce a simțit nevoia Claus Iohannis abia azi să anunțe asta? A imitat Occidentul sau a fost presiuni pe plan intern? Nu, cred că a vrut să răspundă unor comandamente interne, pentru că eu știu, la Bruxelles se vorbește despre o relaxare a măsurilor, dar fără termen. Se spune când va veni momentul, pentru că și ei trebuie să coreleze recomandarea de relaxare, că nu pot să dea dispoziție recomandare, pentru că sănătatea este un domeniu partajat. Nu este sub autoritatea Bruxelles-ului, cum sunt finanțele, spre exemplu. Și atunci, dacă vor să ia leadership-ul unui proces de dezangajare din aceste măsuri, trebuie să aibă o cunoaștere foarte bună a situației din fiecare țară. Ori, în momentul de față, României nu pot să-i spui de teamă, nu pot să-i spui relaxează în luna mai. Suntem în 22, mai sunt, să spunem, 15 zile până la mijlocul lui mai, 15 zile din mai, plus 8 zile, 23 de zile. Ce faci cu asimptomaticii? Ce faci? Deci eu aș trece la 10.000 de teste pe zi, 15.000 de teste pe zi. Cumpăr ce-mi trebuie și le fac. Repet, ca să nu vă răstălmăcească, nu ați să spun ce am înțeles, că e voie, ne putem permite relaxarea numai dacă am făcut testări. Fără asta este o crimă. Deci asta e părerea mea. Dacă n-ai făcut o testare masivă ca să ai o poză a asimptomaticilor și să poți spune, bă, în raport cu menținerea acestor măsuri, merită asumarea riscului relaxării măsurilor, pentru că am doar 5, 10, 15, 18, 50 de asimptomatici la 2 milioane. Să spunem, nu știu cum cuantifică doctorii, ce înseamnă periculos, să ai 1, niciunul, 7, 8, dar dacă eu am câteva mii de asimptomatici într-un lot de 2 milioane, ce am făcut? Trimit la reluarea unui nou ciclu de îmbolnăvire. Președintele s-a referit, sigur, fără să numească, și la acel document al domnului Adrian Stăinu Cercel. Nu ați înțeles ceva din scandalul documentului ăsta? Nu, n-am înțeles. Dar ce a fost? N-am înțeles. Știu, mi se pare de o prostie fără seamă. Nu că mă vizează, am 69 de ani, dar de ce să mă iei de acasă dacă am tot ce îmi trebuie acolo? Deci, cred că, și nu cred pe Cercel capabil de asemenea istorie. A fost o discuție între ei, ce facem cu oamenii de peste 65 de ani
care n-au adăpost sau care n-au nu știu ce, știu eu. Dar la mine de ce să mă iei să mă duci într-un hotel? Când, domnul președinte, eu am 72, nu sunteți mai tânăr, până la găgeți, știți că așa e. Și că președintele României, e mai tânăr decât mine, adică zice ăla din găgeți, care e bătrân, e deja un fel de, e superior președintele că e mai tânăr, așa e, mai bătrân decât el. Spuneți-mi, noastră v-ați simțit într-un fel jignit de toată această campanie în legătură cu oamenii peste 65 de ani? Bun. Este o realitate, maestre, că oamenii peste 65 de ani sunt mai vulnerabili. Până la 65 de ani mai adun destule. Ba o inimă, ba o tensiune, ba o... Dacă ai fost și fumător ca mine, slavă Domnului, cu plămânii ești... pe un teren minat când e vorba de coronavirus. Deci, este o realitate. Cinstit vă spun, nu m-am simțit jignit până la povestea asta cu hai să-i luăm să-i ducem de acasă. Asta m-a scos din sărite. Credeți că a avut și un cel electoral toată această campanie cu tânii sau numai medical? Categoric, da. Ei au încercat să câștige, numai că este clar. Mi-aduc aminte că au avut o perioadă când începuse eu, datorită merge, păi vă citesc din șeful statului. Eu uite, spune aici, sunt foarte mulțumit de felul în care guvernul Orban gestionează această criză, măsurile care au fost luate mi se par potrivite, au venit la timp și vreau să-mi exprim toată aprecierea pentru premierul Orban și toți cei care sunt efectiv implicați în gestionarea acestei crize. La vremea aia, domnul Iohannis a crezut că noi nu o să avem niciun mort. Așa era de neinformat. Da, deci vremea aia înseamnă 11 martie, domnul. 11 martie. Eu vreau deci să spun când era în plină explozie pandemia în Italia și în Spania, el credea că... Da, spuneți-mi, eu vă spun pe noastră, eu nu cred că noastră a fi adus în fiecare zi elogii guvernului Boc. De ce elogiază în fiecare zi guvernul? Păstrează o anumită distanță. Nu, a fost chestia asta legată de alege. Avem morți puțin pentru că suntem buni. E guvernul meu. Domnul, da, asta e bună, da. Guvernul meu este bun. Ascultați-mă ce vă spun eu. Numai că au început să moară după ce lansase o campanie cu am fost atât de buni încât noi nu avem morți mulți. Da, da. Și le-a trântit căciula realitatea până la urmă, pentru că ce n-au făcut în primele săptămâni se răzbună. Se răzbună. Că au fost cele două săptămâni în care nu le-a păsat că vin avioane. Când am spus eu că n-aș pune scară la avioanele alea care veneau din Italia, Spania. Și m-au făcut în toate felurile, cinic și nu știu cum. Dar asta e adevărul. Nu erau, nu că nu trebuiau să vină România acasă, trebuiau să vină. Dar tu, stat, trebuia să fii pregătit să-i bagi în carantină. Nu vrăjala aia cu vine din zonă roșie, nu știu ce îi fac, vine din zonă galbenă, lasă să se autoizoleze. S-au autoizolat la țară de n-au mai putut. Deci, o poveste, statul trebuia să fie pregătit să-i bage în carantină pe măsură ce soseau. Dacă ați fi fost președinte acum, v-ar fi neliniștit incidentele astea, Hunedoara? O, da. Păi, maestre, cred că și dumneavoastră m-ați criticat că am pus cu clanurile că s-a amenințare la securitatea națională. Norocul a fost că eu am rezolvat-o. Au plecat afară. Da, și vedeți mie pericol? N-au dispărut clanurile mafiote. Da. Dar acum s-au întors înapoi. Clanurile țigănești sunt clanuri mafiote. Da. Care acum sunt în dificultate. De ce? Nu pot acționa. Pentru că e interzisă circulația și în toată Uniunea Europeană. Sunt foarte puțini cetățeni, foarte puține mașini pe străzi și plin de poliție și jandarmerie pe străzi.
Ceea ce nu îi ajută pe ei să-și facă meserie. Și au venit acasă. Ori noi trebuie să știm că dincolo de a-i exporta pe amărâții care mă culeg Leuștean sau ce Dumnezeu spare, așa, sparanghelul doamnei Merkel, dincolo de aia am exportat și crimă organizată țigănească cât cuprinde. Credeți că... Iar acum au venit acasă și vom avea probleme cu ei acasă. Credeți că Occidentul îi va mai lăsa să se întoarcă? Vă dau scris că nu. Vor rămâne la... Vă dau scris că nu. Vor pune condiții la cei care îi mai primesc înapoi să aibă loc de muncă. Uite, Merkel i-a luat, au loc de muncă. Când își termină munca, îi trimite înapoi. Cu avioanele. Deci, noastră, și eu am bănuit că așa va fi, în sensul că așa va fi. Vor folosi acest pretext cu coronavirus, mult mai controlată va fi mersul... Nu, maestre, eu zic că vor face un lucru pe care noi l-am face dacă ne-ar veni albanezii, să vină mafiile albaneze la noi și dintr-un motiv sau altul ar pleca temporar datorită epidemiei și noi am spune la întoarce, acum se pot întoarce cei care le-am dat noi permise de muncă, dar numai dacă au un contract, dacă au ce munci, dacă nu, nu intră. Condiția mea de ziarism mă obligă să vă spun că nu sunt mafii țigănești, ci mafii rome. Da, așa e, maestre, și în e cântecul ăla care zice trec romii, trec, că? Da. Zice, tare. Da, sună ca dracu, așa este. Bă, da. Azi dimineață când am vorbit, spuneați că erați Ruciu, erați în activitate de europarlamentar? Două comisii am avut azi suprapuse, și Comisia de Politică Externă și Comisia de Mediu, ENVI. La Comisia de Mediu au fost dat și voturi, le-am dat și am jucat între cele două comisii. La Comisia de Politică Externă am avut un subiect care a durat mai bine de 2 ore în dezbatere, Ucraina, și sigur că fiind vorba de Ucraina am avut punctele mele de vedere de exprimat și de spus colegilor și multe altele avem, slavă Domnului, treabă. Din punctul ăsta de vedere, credeți că această criză mondială n-a împins în plan secund toate conflictele? Mai știți ceva de Siria, de Ucraina, au rămas? Știu foarte multe. Au rămas. Eu vă pot spune că toate astea se discută în cancelare, dar și în parlamentele statelor democratice. Siria a fost subiect săptămâna trecută. Va supraviețui Uniunea Europeană acestei crize? Da, va supraviețui și cred că este șansa ei să iasă consolidată. Pentru că ce ne-a arătat această criză mai mare decât cea din 2008-2009? Ne-a arătat că singuri nu putem. Ne-a arătat o dependență nebună de importuri. Ne-a arătat ce înseamnă să externalizezi irațional. Las că ne fac în China. Deci Europa n-a avut nici cârpe de astea de pus la gură, maestră. Da. A trebuit să importe masiv după ce s-a declanșat criza. Europa n-a avut medicamente. A trebuit să importe masiv, dar au fost sistate mai bine de o lună importurile de materii prime din India și Pakistan pentru medicamente pe care să le producă marile firme farmaceutice din Europa. Europa a fost prinsă fără teste. Credeți că o concluzie va fi o consecință că producția va veni în Europa, în America, se va... Maestre, eu vă spun că dacă nu se întâmplă, suntem proprii noștri ucigași. Adică nu mai putem lăsa în numele globalizării, hai că e mai ieftin acolo, eu firma cu tare mă iau și mă duc acolo. Păi dacă vrei să te duci acolo, domnul patron, și să faci tu mașini Ford în China, foarte bine, dar te duci tu în China cu tot cu investiție.
nu stai să ai securitatea din Europa și producția să faci să dai locuri de muncă acolo. Vrei să produci măști? Păi cât de ridicol să fiu încât să intru în criză pentru că n-am măști pentru personalul medical. Discutam cu un doctor chirurg, e de-asta, de inimă, român, ieri. Zice, aolo, domn președinte, zice, păi la noi, hai să vă spun, mi-a dat 3 măști pentru o săptămână, trebuie să o las la spital și dacă vreau, mi-a dat o adeverință, dacă vreau, pentru mine, mi-a dat-o de aia că sunt chirurg la spitalul nu știu care și pot să ridic 10 măști de la farmacie pe banii mei. Deci, aici suntem. Aici suntem în linii mari. Ori sistemele medicale foarte performante pe timp liniștit ale Franței, nu putem spune că Franța nu are medicină, nu are ale Spaniei, ale Italiei, în momente de criză se prăbușesc din câteva motive. Nu pot face față cantității de muncă care vine, nu pot face față nevoii de paturi pe care le are o pandemie și în condițiile astea este clar că trebuie luate niște măsuri. Spre exemplu, în mod obligatoriu, sistemele sanitare din Uniunea Europeană trebuie să aibă posibilitatea ca la viitoarea pandemie în câteva zile să-și mărească capacitatea de primire bolnavi. Imaginile cu bolnavii de pe holuri din Franța, din Spania și din Italia sunt proba indiscutabilă că n-am fost capabil să ne mărim capacitatea. Sigur, niciun stat nu-și poate permite să țină capacități spitalicești mult peste ce are nevoie în mod curent. Nu poți să le ții în exploatare, dar trebuie să le ai în rezervă. Adică spitale mobile cât cuprinde, clădiri desemnate și care la momentul la care se declanșează o pandemie se evacuează, se echipează cu patru și cu cele mai trebuie și s-au transformat în spitale, deci nu-i de joacă. Trebuie să ne mărim capacitatea de a crește posibilitățile de cazare în spitale. Armata, da? Trebuie să avem 2%. Păi hai să-l facem fericit pe președintele Trump. Tot ceartă europenii că au o medie de 1,5% din PIB și nu 2%. Ia să dăm noi armatelor toate capacități spitalicești. Le bugetăm să cumpere capacități spitalicești și de clasa 1, și de a 2 și de a 3. Și de 0,5% din PIB dotăm armatele cu capacități medicale. E cea mai comodă soluție. În primul rând, n-ai nicio problemă că nu-i pe inventarul nimănui, e la armată. În al doilea rând, armata ți-l înșiră și ți-l face funcțional în 48 de ore, oriunde. Uitați-vă că suntem de tâmpiți azi, scuzați expresia. Îi aducem cu elicopterele pe cei gravi. Pă, frate, dacă ai depistat focarele, de ce nu pui spitale mobile acolo? Sigur, adică mă duc unde-i focarul cu capacitățile spitalicești. De ce nu o fac? Pentru că nu le am. Dar... ultima întrebare, domnule președinte, s-a făcut deja ori, dacă mă iau cu la dumneavoastră cu discuții, să mă zic. Spuneți-mi, până acum, aproape 100 de ani au trecut, românii s-au uitat la Occident, așa știți, la America, la Franța. Credeți că ce-au văzut acum la televizor și în America și în Italia și în Franța au slăbit din admirația față de Occident? Categoric da. Și începem să înțelegem că suntem ca ei. Sau ei ca noi. Nu, că ei sunt ca noi. Că noi suntem ca ei. În ce sens? Adică în sensul că n-am de ce să am complexe față de ei. Sunt ca ei. Sunt ca ei. Încă la mine încă nu am oameni pe holurile din spitale cu
ventilatoarele sau încă n-am fost în situația să spun bă, n-am două ventilatoare, am unul singur și sunteți doi cu plămânii blocați. E, te aleg pe tine să te bag la ventilator, tu, Dumnezeu cu tine. Noi n-am ajuns încă la situația asta. Eu am spus mai înainte la Tudor Barbu într-o discuție, la noi este un lucru pe care l-admir, a fost genială soluția. Au separat spitalul. Da, știu, dar eu îți vreau să vă spun că e o concluzie formidabilă, nu m-am gândit la asta. De fapt, în sfârșit, nu mai avem niciun motiv. Domnul, nu ei sunt ca mine, eu sunt ca ei, înțelegeți? Corect. Da, da, am înțeles, adică acum că ne-am văzut, stai puțin că sunt la fel, adică nu, și ei chiar au probleme mai mari, nu-i așa? Adică dacă te uiți. Așa este, pentru că pretențiile au fost mai mari la ei. Da. Și s-au prăbușit așa de la de pe vârful găina au ajuns jos în apa mâloasă a pârâului ăla care duce mâl de zonă, da. De ce duce? Deci am înțeles din când am discutat înainte de Paști, că de Paști din adins până la Paști n-ați ieșit. Acum bănuiesc că o să începeți să aveți o activitate. Da, pentru că totuși am decis înainte să pun ideea mea cu ce va urma. Știți, domnul Cristoiu, nu sunt nici Baba Vanga, nici vreun clar văzător, nici Nostradamus, dar ca un politic am obligația să încerc să prefigurez viitorul. Mă, cum o să fie? Pot să spun eu că nu vor mai fi virus de ăștia pe da. Care să nu-i putem stăpâni? Nu pot. Da, asta e. Împotrivă. Ce a spus dumneavoastră, că de fapt vă referați că chiar dacă se termină virusul ăsta, vin alții care vor viza o altă parte a corpului. Așa este. Să știți că am avut o discuție lungă cu președintele Perez. Da. Și el spunea, zice, domnul președinte, să ții minte de la mine, dacă va fi ceva de valoare în viitor, va fi capacitatea noastră de a face piese de schimb pentru oameni. Da. E... Deci, nu îndrăznesc să o pun, da. Să spun, este ideea mea. Din discuția cu Perez, a fost un subiect aparte, și dau dreptate. Zice, bun, el o punea pe vom avea războaie, vom avea nu știu ce, nu putem lăsa oameni să moară pentru un glonț, domnule. Trebuie să fim capabili să-i punem alt picat, alt plămân, alt... Ori acum, cu aceste pandemii, într-adevăr, se pune, este chiar un final extraordinar, să facem și piese de schimb pentru oameni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu vă mulțumesc. Aștept să mă văd de acum în spațiu mediatic mult mai prezent, că asta a fost Paște un fel de post mediatic pentru noastră. Vă mulțumesc încă o dată. Nu, scuzați-mă, hai să vă dau o explicație. Vă rog. Începusem să... Mi-am pus problema, uite-mă, unde să mă bag, unde... În lăbărțarea asta care o face Ponta cu Tăricianu, cu niște chestiuni mărunte, joase, fiecare le știe pe toate, bat numai câmpii. Mai bine mă retrag, nu vreau să... fiu parte a acestei epoși de dezbatere publică la nivelul ăsta atât de scăzut. Știi de asta? Nu reveniți acum? Acum da. Am înțeles, da. Bine. Și ca să închei, nu v-am văzut pe aici partidul ăsta mare activitate, PMP-ul, că e peste drum. Ei au activitate în teritoriu mai drept. Adică să n-ați mai venit pe aici. Stau în casă, izolați. Dumneavoastră puteți veni la partid, vă dă voie, aveți adevărat. Nu pot veni, sunt peste 65 de ani, trebuie să iau aprobare de la ăsta, de la Vela, să mă mișc între după 1. Parcă. Dumnezeu, da. Ce stupiditate, i-am rugat, în scris, păi lăsați măcar 3 ore, nu 2 ore, da. Că... Da. Omul, bătrânii ăștia o oră se duc, o oră se întorc. Eu am mașină, ajung repede. Dar oamenii ăștia care unii merg pe jos, unii merg mai în mama lor. Da. Mă rog.
Acum, mulțumesc că aștept să facă la 3 ore să vă văd și eu pe la partid pe aici pe ferat. Încă o dată, vă mulțumesc. La revedere, domnule președinte. La revedere, numai bine.